din corabia. Azi, 24 februarie, în preajma zilelor Babei Domnia și a echinocțiului de primăvară. În sudul României mai ales, există o perioadă întreagă la gemănarea lunilor februarie cu martie, care stă sub semnul dragobetelui, prilej de bucurie și bunăstare, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri străvechi. Probabil că 24 februarie însemna pentru omul arhaic începutul primăverii, ziua când natura se trezește, păsările își caută cuiburi, iar omul participă și el la bucuria naturii. De dragobete, fetele trebuie să se întâlnească cu băieții, altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a lungul întregului an. Băiatul îi fură o sărutare în văzul lumii, sărut care simbolizează legământul lor de dragoste pe întregul an. De aici și celebra zicală, dragobetele sărută fetele. De asemenea, fetele tinere, în ajunul zilei de dragobete, curioase să-și afle ursitul, își pun busuioc sfințit sub pernă. Bărbații nu au voie să negăjească femeile și nici să se angajeze în gâlcevi, căci astfel îi așteaptă o primăvară cu ghinion. Atât băieții cât și fetele au datoria de a se veseli de dragobete pentru a avea parte de iubire întregul an. Așadar, haide să ne veselim în cadrul unui spectacol extraordinar sub genericul Dragobetele sărută fetele! În deschidere va evolua ansamblul Sucidava Juniori al Casei de Cultură, instructor coregraf Maria Florea. Să-i întâmpinăm cu aplauze!
Mulțumim, aplauze încă o dată pentru și juniorii de la Ansamblul Suceava. Mulțumim domnului instructor Maria Dorea. Urmează seniorii de la Ansamblul Suceava, ansamblul de cântece și dansuri al Casei de Cultură, împreună cu soliștii Claudia Brăneanu și Aurelian Moraru. Instructor și de data aceasta, bineînțeles, Maria Florea, conducerea muzicală și negativă este asigurată de domnul Marin Urzicana. Știm deja că sunt câștigători a multor premii și se bucură de fiecare dată de aprecierea publicului. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul Suceava al Casei de Cultură! Bună ziua și bine v-am găsit!
Bine v-am găsit! Și frunza de fapt, eu nu sunt cu
mulțumim și felicitări, felicităm și pe domnul instructor Maria Florea. Evoluția artistică și experiența au făcut ca, începând cu 1 martie 1993, orașul Slatina să fie cunoscut atât în țară cât și în străinătate, prin înființarea unui ansamblu profesionist. Datorită valorii artistice la care a ajuns și cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean Olt, ansamblul profesionist Doina Oltului a răspuns tuturor invitațiilor naționale cât și internaționale, obținând numeroase premii, activitatea artistică fiind apreciată la un nivel înalt de către mulți profesioniști. Ansamblul din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aflat sub egida Consiliului Județean Olt, oferă suite muzicale, orchestrale de virtuozitate, cântece și jocuri populare autentice, printr-un concert de excepție sub genericul Dragobetele sărută fetele. Conducerea muzicală este asigurată de maestrul dirijor Cristian Dumitru. Mulțumim! Coordonator coregraf Angel Florentina. Șef secție, director adjunct, domnul Cristian Ivan. Manager, domnul Vivi Viorel Pintea. Mulțumim și pentru calitatea sunetului, care este asigurată de Dovleac Narcis și Dovleac Ilie. Vă invităm să urmăriți piesa orchestrală instrumentală Oltenia, în aplauzele dumneavoastră, orchestra ansamblului Doina Oltului, sub bagheta maestrului dirijor Cristian Dumitru. Mulțumim! Thank you.
Cristian Dumitru. Se pregătește corpul de balet al ansamblului Dorina Oltului cu un dans la izvor, se numește. Mulțumim doamnei coregraf Angel Florentina. În aplauzele dumneavoastră, bineînțeles.
De asemenea, mulțumim și pentru acompaniamentul orchestral și maestrului Cristian Dumitru. Cu o voce deosebită și o interpretare sensibilă, vine în fața dumneavoastră o tânără interpretă câștigătoare a nenumărate premii. În aplauzele dumneavoastră, Denisa Popescu!
Mulțumim, a fost o interpretare de excepție. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie, Denisa Popescu. Urmează o altă tânără interpretă ce se remarcă printr-un timbru vocal deosebit și eleganța ținutei. S-o primim cu aplauze pe Alexandra Andrei. Thank you.
mânicuță, cu gropițe și aluniță. Eu n-am mai văzut suflet noi, cu ochi roși ca noi doi. Vine-ți mai cea mânicuță, cu gropițe și aluniță. Eu n-am mai văzut suflet noi, cu ochi roși ca noi doi. Și-a și mai tăpere, se aderea să asculte ea. Thank you.
suită mixtă susținută de către dansatorii profesioniști de la noi Naultului. Felicitări, mulțumim tare mult! Următoarea solistă de la ansamblul profesionist Doina Oltului declară că iubește cântecul și viața de artist. Îi place să facă omul fericit prin cântec și joc. Bine ai venit, Mădălina Atrăgan! Bună ziua și bine v-am găsit! La mulți ani, dragii noștri, vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi și, bineînțeles, vă mulțumim cu toții alături de orchestra noastră, de domnul Cristian Dumitru, dirijorul nostru. Și, bineînțeles, am venit aici să vă oferim cântece de dragoste, de joc, de voie bună și, bineînțeles, pentru sufletul dumneavoastră. Ia să faci tu, Neică, bine, special de la femei pentru bărbați. Și următorul este de la bărbați pentru femei, bineînțeles. Thank you.
Mulțumim frumos! Mulțumim și noi, a fost Mădălina Drăgan, care ne-a înveselit. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Hotărât să ne înveselească este și următorul artist, care are o voce extraordinară și o prezență scenică deosebită. Vine în fața dumneavoastră Cristian Ștefan! Bine v-am regăsit! Mă bucur de spus să fiu alături de dumneavoastră în această zi și vă cântăm din tot sufletul, vă dorim o primăvară frumoasă și facem ce știm noi mai bine pentru dumneavoastră să vă cântăm din suflet. Să dau la județul bun. Am un gând să-l împlinesc, să ne un calor pe scurtul iute de picior. Să dau la județul bun. Ca nu-ți prinde să mă poate, ca mândruțe multe sate. Și nu voi lăsa ca dracu, când trec la toate împăratul. Ca nu-ți prinde să mă poate, ca mândruțe multe sate. Și nu voi lăsa ca dracu, când trec la toate împăratul. Și și... Hai, hai, să pun calul la căruță, să trec rapid o mândruță, ca uzai părul la rece, să avem după ce vei trece. Să pun calul la căruță, să trec rapid o mândruță, ca uzai părul la rece, să avem după ce vei trece. Acum nu mai sunt grame și-am dat puțină de drag, pe Crăciun am jurat să fiu crânce de bărbat. Acum nu mai sunt grame și-am dat puțină de drag, pe Crăciun am jurat să fiu crânce de bărbat. Ceva ca-n bălălucă gură duce brase cale spada omul după moarte și mi-l duce firar el până la anul acel când îi dragoste mai duce cum e să n-ai vornice dimineața nu te prinde pe venite nădușite când îi dragoste mai duce cum e să n-ai vornice dimineața nu te prinde pe venite nădușite.
să-mi munci. Trece timpul ca la lucră, tot munci e să muncă o conga. Spărare de unul, nu negată prin niciunul. Trece timpul ca la lucră, tot munci e să muncă o conga. Spărare de unul, nu negată prin niciunul. Și să ne întâlnim și la anul tot așa sănătoși, frumos și voioși. Și Doamne ajută! Mulțumim tare mult, vă așteptăm cu drag! Cu cântece populare de dragoste, care se bucură de succes de fiecare dată, prezență scenică deosebită și interpretări de excepție, vine în fața dumneavoastră Sorina Dinu. S-o întâmpinăm cu multe aplauze! Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit. Mă bucur să vin în fața dumneavoastră de fiecare dată.
de fiecare dată a fost Sorina Dinu. În continuare vă invităm să asistați la o piesă instrumentală Moldova sub bagheta domnului maestru Cristian Dumitru, orchestra ansamblului Doina Oltului.
de talent încă o dată. Aplauze pentru orchestra de la Doina Oltului. Mulțumim, maestre Cristian Dumitru. Urmează să evolueze pe scenă cu două piese valoroase, o doamnă frumoasă cu un timbru vocal special. Bine ați venit, Florica Chirca! Bună ziua și bine v-am găsit! La mulți ani, doamnelor, la mulți ani, domnilor, de ce nu? Avem sărbătoarea dragostei. Sugar, I'm in love.
încă o dată la mulți ani. Să vă trăiască și frații, surorile. Și mulțumim! Mulțumim tare mult, mulțumim. A fost pentru dumneavoastră Florica Chircă! Vă așteptăm și cu altă ocazie, doamnă. Cu drag! Un alt artist de valoare din cadrul ansamblului Doina Oltului va cânta și ne va încânta domnul Gabriel Zăvoian. În aplauzele dumneavoastră! Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit! Să ne fiu fericit.
suflet. La bună vedere. Mulțumim și noi tare mult, a fost domnul Gabriel Zăvoianu. Artista declară că muzica este și va rămâne pasiunea vieții ei, iar publicul este încântat de fiecare dată. Melodiile ei ajung la sufletul oltenilor și nu numai. În aplauzele dumneavoastră, Marinela Dobrițoiu! Bine ai revenit pe scena Casei de Cultură, Marinela! Succes! Bine v-am regăsit! Mulțumesc din suflet pentru prezentare! Bine v-am găsit, dragii mei! Am venit să sărbătorim dragostea astăzi pentru dumneavoastră un cadou muzical din partea mea și a colegilor mei.
zid și ordinari plinirea. Bucurie a de petrecit, nimeni nu ne poate lua. Mai de hai omul înainte, mai lasă dragii, mai stai. Deci ne izgăță pe toți, prietenii să mor cu toți. Mai de hai omul înainte, mai lasă dragii, mai stai. Deci ne izgăță pe toți, prietenii să mor cu toți. Mulțumesc din toată inima la mulți ani tuturor, să ne revedem cu bine. Mulțumim și noi, a fost Maribela Dobrițoi, o prezență impecabilă ca de fiecare dată. Te așteptăm cu drag să revii. Urmează o piesă instrumentală, Ardeal, așa că vă invităm să o urmăriți în continuare. Mulțumim domnului maestru dirijor Cristian Dumitru. Dorina Mete, bine ați venit! Bine v-am găsit!
găsit corabia. Să trăiască cei care iubesc. Și noi vă cântăm oltenește pentru dumneavoastră. La mulți ani de dragobete! Oh,
cărțea și hai la joc. O, Doamne, la un loc, de mâncare sunt veziți, de la stabila veniți. Cărțea și hai la joc. Artistul. În fața dumneavoastră îl invit pe Cătălin Bărbulescu. Bine ați venit! Bine v-am regăsit, corabia, și mă bucur că suntem din nou împreună astăzi aici. Și vreau să vă spun și eu tuturor doamnelor, domnișoarelor și domnilor o primăvară frumoasă și la mulți ani, și cu asta vom și începe, ca să ne veselim, da? Hai să vă văd veseli! Așa cum fac oltenii.
Doamne ajută și o primăvară cât mai frumoasă! Da, vă doresc la mulți ani, dragii mei,
dragele mele, sănătate, să vă trăiască copiii, pentru că ei sunt bucuria sufletului nostru, nepoții, tot ce vă doriți să vi se împlinească. Maestre, aici erați? Da. Hai să vedem despre ce e vorba. O să cânt un cântec chiar de aici, din zona noastră, de la de Romanați. Corabia Giuvărăști, cam așa. Mă învârt aici, în zona noastră. Pentru că, oriunde am fost în lume, cele mai frumoase locuri și cei mai buni oameni sunt la noi aici, în Oltenia. Hai că începui să mă laud și să ne lăudăm. Să și cântăm, că de asta am venit. Maestre? Așa. Sufletul meu, pentru toți care aveți frați, surori, să vă trăiască!
mulțumesc din suflet. Vreau să vă mai spun un lucru. Înainte de a cânta, cât de curs, parcă îmi pierdusem cumva așa orientarea. De ce spun acest lucru? Pentru că e bine să ne bucurăm de frați, de surori, de familie. În urmă, până în urmă, cu ceva vreme, aveam și eu un frate. Acum am rămas singură la părinți și este foarte greu. Când ai frate, cum spun în cântec, când ai frate și vrei să-i spui așa o vorbă, ceva, dacă ai pe suflet și îi spui, te crede. Sunteți de acord cu mine? Deci fratele la frate trage. Vă mulțumesc din suflet! Sănătate, Doamne ajută tuturor! Mulțumesc! Mulțumim și noi, Doamne ajută! Vă așteptăm cu drag de fiecare dată! Cu plăcere! Cu un repertoriu vast și un palmares impresionant, însoțită pretutinde de cântecul popular, revine pe scena Casei de Cultură Maria Ghina, în aplauzele dumneavoastră! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Nu numai astăzi trebuie să cântăm de dragoste. Dragostea trebuie să ne însoțească o viață și de fiecare dată trebuie să ținem cont de jumătatea sufletului. Să vă iubiți, să vă prețuiți și să nu uitați că dragostea trebuie să rămână ca în prima zi de dragoste. Thank you.
tare mult! O prezență impecabilă! O primăvară frumoasă, vă duceți! Mulțumim, asemenea! Dragostea și muzica sunt ca două aripi ale sufletului. Om modest și foarte talentat, cu o dorință foarte mare de a face cunoștință lumii întregi, zona din care provine. Îl invit în fața dumneavoastră pe Ilie Dură, în aplauzele dumneavoastră! Am venit cu mare drag, voie bună să vă fac cântecul eu să vă aduc bucurii și viață lungă. Păi bine v-am găsit, vă spun mai să ne fie într-un ceas bun. Câte zile ne-au refintate, bune să le aveți pe toate. Bine v-am găsit, mă bucur tare mult să fiu în această zi frumoasă. De astăzi încolo spunem și noi că vine primăvara. Într-o zi de primăvară să fiu în mijlocul dumneavoastră și să cânt alături de orchestra profesionistă a Doilei Oltului, condusă de un mare maestru, domnul Cristi. Să fiți sănătoși și viața să treacă pe lângă dumneavoastră și să treceți prin viață, ușurel, frumos și cu folos. Eu vă duc așa, în zona aia de ciobănie, la Vaidei și să facem așa. Au viață dreji mai ușure, la 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 la, și nu lasă tinere, la 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 la. Au viață dreji mai ușure, la 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 la, și nu lasă tinere, la 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 la. Lasă-mi pasul potolit, la 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 la, să mă sap de iubit. Să-mi ții anii tinereții, la-la-la-la-la-la-la-la. Am mai făină în partea vieții, să aveți parte de tinerețe, la-la-la-la-la-la-la. Așa, maestre, că mă duc la mai tine. Și că da! Au de iubit în toată seara, la-la-la-la-la-la-la-la. Tot nu s-a dorit inioara. Să trăiesc așa și să o văd la fel să vină pe scenă. Să știți cum a binecuvântat Dumnezeu.
am o fată cu o teancă, de-a dumneavoastră, bineînțeles, și cred că m-am măritat, nu m-am măsurat, că vin de aici și dacă nu cânt cu orchestra asta frumoasă, nu mă mai duc acasă. Măi, Ilie, măi, Ilie, capul face capul? Trage, știi, Ilie, ce face. Cântă. Astăzi, în zi de sărbătoare, cu orchestra. Tăina Ortului. Aplauzele sunt pentru dumnealor. Ia să vedem dacă ciobanul știe să cânte și sârbă. Maestre, și că am cântat frumos, ne-am primit flori. Dacă nu cântam frumos, plecam acasă. Și-o dat între fete o boală, că Ilie nu sunt soară. Și dacă s-ar însura, pâncă de cum să le ia, s-ar legă la capuna, să oprească lui mura. Dar de n-are trai cum face, capul face, capul trage. Mai Ilie, mai Ilie, tu lasam zâmb mândrele, nu-ți-o fi milă și ție, decât te strânguri mele. Sărut mâna, le șoptesc, le primesc și le dau pace. Le-aș mai face eu ceva, dar o teancă nu-mi dă pace. Și-ți mai păr de capilie, că după ce te însori, îți faci rugă ca să mori, te prinde nevasta mână. Nu mai ai inimă bună și de n-ai trai cum îți place, capul face, care trage. Măi, Ilie, măi, Ilie, tot așa-mi zic, nu trebuie, nu ți-o fi bine și ție, te gândesc plânguri mele. Sărut mâna, vă șoptesc, vă privesc și vă dau pace. S-ar căciula și zâmbesc, știi, Ilie, ce face. Asta le duc de vasta mea, să mă ierte când greșesc. Mă duc seara, vin în zori, și mă culac cântători. Socoteală n-am uitat, nici măcar lui mama mea. Uite așa mă-nsor când vreau, una și alta iau. Ăsta-i traiul care-mi place, capul face, capul trage. Măi, Ilie, măi, Ilie, tot așa-mi zic mândrele, nu-ți-o fi milă și ție, decât-ți plânguri mele. Sărut mâna, le șoptesc, le privesc și le dau pace. S-ar căciuna și zâmbesc, știi, Ilie, ce face. Și-apoi, Iacob, fiți atenți. Nu văd fir de parabit în oglindă când mă uit. Numai de mă logodesc și de măsor de vreme. Mândrele nor zice, nene, și spatele mi-or întoarce. Capul face, capul trage. Măi, Ilie, măi, Ilie, tot așa-mi zic, mândrele, nu-ți-o fi milă și ție, decât-ți plânguri mele. Sărut mâna, le șoptesc, le privesc și le dau pace. S-ar căciuna și zâmbesc, știe Cristie ce ne dă. Să fiți sănătoși și să vă bucurați de viață. Și când o fi mai rău, să dea Dumnezeu să ne întâlnim ca atunci când suntem înconjurați numai de oameni care ne iubesc și ne apreciază la adevărata noastră valoare. Rămâneți cu Dumnezeu să vă ajute! Mulțumim! Mulțumim tare mult! A fost Ilie Dură, așteptăm și cu altă ocazie. Invit în continuare pe rapsodul Ion Grețeanu, declarat tezaur uman viu, recunoscut de UNESCO. În aplauzele dumneavoastră! Vă mulțumesc!
dorești să mă ridic la înălțimea gândurilor, a aplauzelor dumneavoastră. Yeah.
mai spun. Eu sunt tezaur uman viu recunoscut de UNESCO pentru că am iubit cântarea asta adevărată, de adevăratele. Asta, a rugăcinilor noastre, nu o să mă vedeți niciodată venind în fața dumneavoastră cu făcături de 75 de ani. Așa se realizează Dumnezeu. Mulțumim consiliului local. Vă dorim o zi cât mai frumoasă de dragoste.